Metaforic, dacă ne întrebăm, preluând o formulare a lui Jules Michelet, cât timp ține educația, răspunsul în același sens dat este cât timp ține viața. Și formulări similare găsim și la filozofi, și la pedagogi, că vorbim de Comenius, că vorbim de Skinner sau de John Dewey. Permanent se insistă pe ideea aceasta, demonstrată, susținută pedagogic, psihologic, științific, că de fapt educația pornește de la primele zile de viață și nu se sfârșește niciodată. Este un proces continuu, iar cercurile concentrice ale devenirii, sigur, se leagă în primul rând de temeiurile pe care școala le presupune, dar observăm acum importanța de a merge cu aceste cercuri concentrice ale devenirii ființei umane spre familie, spre creșă, spre grădiniță, pentru că este cert că anii de început sunt ani în care, dacă vorbim de prima perioadă a copilăriei timpurii, se creează atașamentele interpersonale, apoi treptat se adaugă deschiderile cognitive, achizițiile fundamentale, deprinderea limbajului, comportamente, comunicare, și aici rolurile sunt foarte importante. Pe de o parte, rolul specialiștilor, evident că interferența cu educatorul, cu specialistul, puericultor, mai departe cu profesorul, sunt lucruri extrem de importante, după cum importantă este familia. Apreciez demersurile UNICEF și din proiectele anterioare, am fost partener fie în calitate de inspector general în Iași, fie în calitate de profesor, pe programe extrem de consistente legate și de educația parentală, susținută major și mai ales în comunitățile cu dificultăți economice, cu disparități de care se vorbeau anterior. E important să modelăm și înțelegerea părinților cu mai puțină educație asupra ceea ce înseamnă școală, valorizarea educației, înțelegerea că trebuie să vină cât mai repede la școală sau la grădiniță copilul. Deci, paralel cu educația copiilor, trebuie să facem și educația adulților, noi, în calitate de pedagogi. Și în timp, sigur că se vor contura proiecte și reușite mai consistente. Orice studiu longitudinal ilustrează faptul că un elev, un absolvent mai târziu va avea rezultate mai bune în școală cu cât începe mai devreme educația. Cei care au trecut prin grădiniță cu siguranță se adaptează mai repede, iubesc școala, se focalizează pe sarcină, reușesc să reziste la activități independente, raționamentele altfel se conturează și interesant este că și părinții copiilor care au venit de timpuriu la grădiniță se observă pe traseul devenirii copiilor lor, că sunt mai interesați de școală, aproape de cadrele didactice, comunică, se interesează, sunt preocupați de traseul copilului. Deci este un proces educațional complex de care trebuie să ținem seama. La acest moment a trecut de Camera Deputaților o altă inițiativă legată de educația antepreșcolară pentru ca povara comunităților locale să fie suportată, preluată și de autoritățile centrale.